Să vină porumbelul. Unii credem că porumbelul când vine ne dă o vorbire în limbi și atât. Dacă n-ajunge în inima ta porumbelul, a fost o cioară. Să nu vă supărați pe mine. Ăsta e adevărul. Spunea și fratele azi dimineață, noi credem că vorbirea în Duhul Sfânt numai atâta, două cuvinte în altă limbă sau 10 cuvinte în altă limbă și gata, suntem botezați cu Duhul Sfânt și rezolvat. Și noi încă mai drăcuim și încă mai bârfim și încă mai judecăm, să nu vă supărați pe mine. Cine umblă cu bârfele în poporul meu, în vechime trebuia să moară omul ăsta. Deci știu că îi sunt un pic cam pipărat în seara asta, pentru că așa trebuie să fiu. Mă înțelegeți? Noi ne ferim de curvie, ne ferim de pornografie, ne ferim de multe alte lucruri foarte grele, dar nu-ți dai seama că pentru un fapt că ți-ai bărfit fratele tău, aș vrea să spun că ești în pericol de moarte. Aveți foarte mare grijă. Suntem în pericol de moarte și Dumnezeu să aibă milă de noi. Deci porumbelul când vine, deci va veni care vă trimite pe Duhul Sfânt să fie cu voi și unde? Spuneți. În voi și când vine Duhul Sfânt în tine și se așează Duhul Sfânt în tine, mai poți să fii firesc. Hai să colaborăm o țără, să povestim o țără acum. Când vine Duhul Sfânt în tine și Duhul Sfânt, 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 Sfânt! Dacă e Duhul Sfânt în tine, mai poți să faci ce vrei tu. Păi nu mai poți, dar dacă ai vorbirea, numai vorbirea în limbi și Duhul Sfânt numai în inima ta, faci ce vrei. Da! Faci ce vrei. Pentru că am văzut foarte mulți oameni care vorbesc în limbi, o jumătate de ceas vorbesc în limbi. Și n-au Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu mai este acolo. Că în momentul când nu iubești, îți spun ceva, zero Duhul Sfânt în inima ta. Poate spune, frate, dar să iubești și pe ăla și pe ăla. Doamne, fraților, dacă Hristos a venit și a spus chiar pe vrăjmașii voștri, pe ăla care vă fură mapa și pe ăla care vă fură contul și pe ăla care vă fură nu știu ce și ăla care, eu am văzut oameni, m-am spus, om păstor, v-am spus aici, care în fața casei, la vreo 30-50 de metri, vreo 6-7 vlășgan, i-a violat fata. Și era o fată la liceu și o stricat tinerețea și o stricat tot absolut. Și omul ăsta la tribunal, după ce poliția băgat în tribunal, s-a dus la tribunal și a zis, domnule, cât privește mine și casa mea și fata mea, eu i-am iertat pe oamenii ăștia. Acum pune-te ghiță tu în situația, se întâmplă la tine așa ceva. Noi nu putem să iubim că, vezi, doamne, nu știu cine mi-a scris un SMS și nu știu ce mi-a pus acolo și gata. Păi, nu mai pot, băi, Duhul Sfânt de tine, zero! Zero! Să mă înțelegeți. Ăsta e adevărul. Pocăința asta nu e numai așa, nu știu, vorbe în vânt. Venim aici și promisiuni și nu știu ce facem pe aici și mai cântăm o cântare și mai cutare și nu știu ce și după aia în mașină îți mere guță, în mașină îți mere salam, în mașină îți mere Parisul de vară. Și tu vii la adunare și spui, bă, cred că Dumnezeu mă iubește. Fii serios, mă, omule. Fii serios. Un om care se întâlnește cu Hristos, un om care vede ranele lui Hristos, ascultă-mă ce bine ce spun, ăla nu-și mai bate joc de suferința lui și nu-și mai bate joc de sacrificiul care l-a făcut Hristos. Omul ăla trăiește într-o viață extrem de sinceră și de sfântă. Să fie foarte clar. După botez pregătesc, că mi-a dat Domnul un cuvânt foarte puternic, cei biserică, stâlpul adevărul, o să vedeți ce se întâmplă în biserică. De ce nu mai e în biserică lucrurile astea? Îți spune cine e de vină și o să vă spun imediat cine e de vină. Că nu-i spune ce-a avut biserica altă dată și ce are acum. Dar de ce nu mai are acum ce-a avut altă dată? De ce nu mai are? Cine e de vină că a ajuns biserica aici? Cine? Care noi? Vă spun eu ceva, aia din față, prima dată aia din față de vină. Ca să știe toată lumea. Că dacă aia din față n-ar închide ochii și dacă aia din față ar putea să vorbească, dacă deodată nici aia din față nu poate să vorbească. Pentru că n-au ce trebuie în casă. Nu mă refer la copii, că copilul după ce a plecat la 16 ani, 18 ani de acasă, n-ai ce să mai faci. Dar n-are ce trebuie lângă el. Asta e problema. Păi când eram eu altă dată și eram copil, pe când intram în biserică, crezi că mă fățeam pe scaun să mă duc eu la toaletă de 5 ori? Crezi că mă fățeam să mă pus să povestesc cu niște... Pă, tata... Mă înțelegeți? Nu puteam mai vedea, era frică când vorbea odată Domnul, așa vorbește Duhul Sfânt. Păi erai pe sub bănci. Erai terminat. Păi trebuie să înțelegem că în casa lui Dumnezeu nu poți să fii cum vrei. În casa lui Dumnezeu nu poți să vii să-ți faci meciul tău aici. Aici e vorba de suferință. Eu când mă uit acolo, poate pentru unii spuneți că e idolul ăla. Nu e idol, mi-aduce aminte de ceva. Văd cum a plecat capul Hristos acolo pe cruce și îl văd spart tot. Îl văd țapă acolo și sânge curgând pe el și barba plină de sânge și de sudoare și de transpirație. Și striga, ghiță, 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 nu te las și te caut și te mântuiesc. Păi când mă gândesc la asta, nu vine să mă duc la biserică, să mă joc în biserică, să fac teatru în biserică, să viu să fac aici parada modei, să viu aici să fac în biserică nu știu ce. Nu-mi permit, că mă duc să stau în fața unui domn sfânt de milioane de ori. Nu poți să vii la biserică să-ți plece capul, bărbat, să nu se uite în față la tine.
Să nu vă supărați pe mine, nu am vrut să mă duc pe linia asta, dar trebuie să știe oricine și oricare care e în biserica asta și vine la biserica asta. Aici sunt nu numai, nu știu, noi avem obligații, biserica are obligație să vadă de ăla, să ajute pe ăla, să facă ăla, dar tu trebuie să înțelegi că în momentul când te rolezi aici într-o luptă, într-o bătălie, la război nu mai faci ce vrei. La război nu mai faci ce vrei. La război lupți. Amin? Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. 1 Petru 3:3 spune, ca să încheiem și capitolul ăsta, și să vă spun că nu mă duc mai departe, că o să avem o întâlnire după botez. Pentru că vreau să punem în temă și oamenii care să candidează de botez, să punem în temă. Că sunt două situații, vreau să vă spun ceva, două situații. Mi-a spus Duhul Sfânt pe bancă, niciodată nu m-am gândit să mă duc pe linia asta. Mi-a spus pe bancă Duhul Sfânt, spune la oameni și la candidați de botez, că sunt două feluri de chemare a lui Dumnezeu. Una e ca să te mântuiască și apoi să te folosească. Dacă crede cineva că numai să pocăiește, să trece pe listă de botez și vine la biserică și membru aici inactiv sau activ din săptămână în săptămână sau de la cină sau la cină, să știi că se înșală. Tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu când a pus ochii pe tine, Dumnezeu te-a scos din lume pentru că Dumnezeu are un plan, pentru că Dumnezeu are o lucrare pentru tine, pentru că Dumnezeu îți dă un volan în mână, pentru că Dumnezeu te face cap și nu coadă și Dumnezeu te pune undeva ca să faci ceva. Nu să vii la biserică să stai cu mâna la braț să transpire alții. Poate nu poți să vorbești din cuvânt, poate nu poți să cânți o cântare, dar poți să te rogi, poți să ții o zi de post. Apropo, săptămâna viitoare, de luni până duminică în post. Amin? Deci să fie foarte clar, ce s-a întâmplat cu Petru după ce... Și ce s-a întâmplat cu Pavel și cu alții, nu când a dat Domnul cu el de pământ, ce s-a întâmplat? O zis foarte bine, te-am dat cu tine de pământ, la revedere, stai acolo. Nu, o să vezi că am un om, du-te, Canania, spune la ce trebuie să faci. Am dat cu tine de pământ, te-am mântuit, după care, ascultă-mă, la treabă, că avem treabă. Deci voi trebuie să știți care vă botezați, că Dumnezeu v-a chemat aici, la mântuire, nu să vă facă membri într-o biserică, să vă facă mădulare într-o biserică. Voi trebuie să fiți vii pentru împărăția lui Dumnezeu.